Daniel 8 cu 16, o voce poruncește: Gabriel, fă-l pe acest om să înțeleagă viziunea. Dacă Daniel era prea bolnav să înțeleagă viziunea, atunci de ce Gabriel nu l-a atins și nu l-a întărit în același fel în care Ilie a fost întărit de un înger? Și de ce ar aștepta Gabriel 11 ani să se întoarcă pentru a explica viziunea? De ce nu a doua zi? Dacă Gabriel nu a reușit să-l facă pe Daniel să înțeleagă viziunea, atunci el nu ar fi ascultat de Yahuwah. Mai mult, ar face ca Gabriel să fie vinovat de practicarea înșelăciunii, deoarece în versetul 19 Gabriel îi spune lui Daniel: iată, te voi face să știi ce va fi. Gabriel a eșuat? A mințit Daniel? Dacă cineva este credincios, atunci trebuie să crezi că Gabriel a ascultat porunca ca Daniel să înțeleagă viziunea și trebuia să crezi cuvântul lui Gabriel că l-ar face pe Daniel să înțeleagă. Prin urmare, nu există niciun motiv ca Gabriel să se întoarcă 11 ani mai târziu pentru a explica o viziune pe care deja a reușit să o explice. În al doilea rând, este Daniel 9 o extindere a lui Daniel 8? Se argumentează că o parte din viziunea lui Daniel 8, referitoare la viziunea ebraică mare de seară și de dimineață, versetul 26, nu a fost inclusă în explicația lui Gabriel. Prin urmare, Gabriel s-a întors după o perioadă foarte lungă de timp, 11 ani, pentru a finaliza explicarea porțiunii viziunii pe care Daniel o consemnează apoi în capitolul 9. Afirmația adventistă este că cuvântul ebraic pentru viziune, shalom, este folosit în Daniel 9 cu 21 și 24, iar un alt cuvânt mare este folosit în versetul 23 și care indică o legătură între viziune din Daniel 9 cu 23 și viziunea din Daniel 8 cu 26. Poziția lor este că are în seară și dimineață pe care Daniel nu a înțeles-o și avea nevoie de Gabriel să se întoarcă să-l lumineze. În Daniel 8, cuvântul englezesc viziune este tradus din două cuvinte ebraice diferite, Marech și Shazon. Ele diferă ușor în sens, dar ambele se referă la aceeași viziune identică atunci când sunt utilizate împreună în cadrul aceluiași capitol. Vedenia, cu scrierile și diminețile de care a fost vorba, este adevărată. Tu pecetulește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate. Dacă Gabriel i-a spus lui Daniel să închidă viziunea, nu ar fi logic să concluzionăm că atunci când se presupune că se va întoarce să explice viziunea în capitolul 9, că viziunea ar fi încă închisă? Viziunea adventistă este respinsă când considerăm că Gabriel s-a dus la Daniel, la porunca lui Yahuwah, care a poruncit. Gabriel face ca acest om să înțeleagă viziunea, Mareh, Daniel 8:16. Cu toate acestea, ni se spune că aceasta este chiar partea din viziunea mare pe care Daniel nu a înțeles-o. Așa cum am discutat mai sus, dacă acest lucru este adevărat, Gabriel nu a reușit să asculte de Yahuwah. Cât de confuză poate fi aceasta? Adventiștii învață că în Daniel 8:26, prima parte, cuvântul viziune mare se referă la o parte a profeției din Daniel 8, care nu ar fi explicată lui Daniel decât 11 ani mai târziu, în timp ce viziunea, Shaof, versetul ultima parte, se referă la o altă parte a viziunii complete. Această interpretare nu are niciun sens. A înțeles Daniel din cărți numărul anilor despre care cuvântul lui Yahuwah a venit la Ieremia prorocul că va împlini 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului. Ieremia prorocise, dar iată ce zice Yahuwah, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Daniel a înțeles că viziunea de 70 de ani a lui Ieremia a fost aproape completă. Daniel a cerut lui Yahuwah restaurarea Ierusalimului și a sanctuarului. Îngerul Gabriel a fost trimis ca răspuns la rugăciunea lui Daniel. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, că tu ești prea iubit și scump.
Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Când Gabriel a instruit pe Daniel să ia în considerare vedenia, Gabriel se referea fie la viziunea de 70 de ani a lui Ieremia, fie îi spunea lui Daniel să ia în considerare viziunea pe care avea să-i o dea. Oricum, Gabriel nu se referea la o viziune care s-a întâmplat cu 11 ani mai devreme, o viziune pe care el o explicase deja, o viziune pe care el îi spusese deja lui Daniel să o sigileze. În al treilea rând, este profeția de 70 de săptămâni tăiată din profeția de 2300 de zile. Se pretinde că folosirea cuvântului determinat în textul care spune 70 de săptămâni sunt determinate asupra poporului tău și asupra orașului tău sfânt. Înseamnă că cele 70 de săptămâni sunt tăiate dintr-o perioadă mult mai lungă de timp și anume cei 2300 de ani. Cuvintele determină și determinat sunt definite în Young Concordanță Analitică și înseamnă pentru a marca în prealabil să spunem care urmează să fie determinată pentru a da un sfat, să se sfătuiască, să piardă pe marginea lor, de a judeca, de a decide, de a asigura, pentru a determina, pentru a muta brusc, a fi tăiate, pentru a plasa, set, put. Exegeza slabă este aceea de a considera o singură semnificație a unui cuvânt într-un efort de a stabili o fundație doctrinară atunci când este destul de evident, ca în cazul de față, că cuvântul determinat are o varietate de semnificații.